Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta la capitolul dragoste. Prognozele sunt valabile atât pentru zodia natală cât și pentru ascendent. Berbec. Anumite discuții mai sensibile în relația de cuplu te determină să regândești modul de abordare sau intențiile în privința relației respective. Vei căuta să privești situația dintr-o perspectivă mai înaltă și să vezi ce-ți dorești cu adevărat. Nevoia ta de mai multă aventură și spontaneitate, de a face ceva nou și diferit, de a te deschide către o nouă filozofie, te îndeamnă să privești către noi orizonturi. Taur. Luna nouă din Săgetător activează sectorul puterii interioare, dar și al intimității, amplificând nevoia de a te bucura mai mult de compania celuilalt, dar într-un mod profund și transformator. Într-o relație deja existentă, traversezi o perioadă în care vei căuta să testezi angajamentul sau fidelitatea partenerului. Dacă ești singur, o persoană nouă te poate atrage în universul ei, oferindu-ți șansa de a experimenta mai intens și mai profund conexiunea dintre voi. Gemeni. Perspectivele relaționale încep să se contureze din ce în ce mai favorabil pentru tine. Cu luna nouă în Săgetător, activând sectorul parteneriatelor, ai șansa să întâlnești o persoană cu care rezonezi din plin la unul dintre evenimentele la care tot participi. Dacă ești într-o relație de cuplu, acesta devine cadrul perfect pentru creșterea și evoluția ta, întrucât ai șansa să înveți lecții prețioase de cum să devii un partener mai bun. Rac. La începutul săptămânii, planul tău de a petrece mai mult timp cu persoana iubită se lovește de tot felul de impedimente neașteptate. Va trebui să devii extrem de creativ pentru a găsi o rezolvare cât de cât rezonabilă. Timpul pare să nu fie tocmai de partea ta, însă nu renunți. În plus, ce nu poți face acum, reprogramezi pentru weekend. O persoană din mediul în care lucrezi se poate simți atrasă de tine. Leu. Ești printre cei favorizați la capitolul iubire. Chiar dacă primele zile ale săptămânii sunt mai tensionate, fiind necesar să accepți realitatea unei situații care nu-ți place, odată cu luna nouă din Săgetător, capeți noi perspective. Indiferent dacă ești sau nu într-o relație, ai șansa să-l cucerești pe cel de lângă tine. Ești mai asertiv, mai carismatic și chiar pasional în manifestarea sentimentelor. Iar dacă o persoană anume ți-a captat deja atenția, îi va fi aproape imposibil să-ți reziste. Fecioară. Luna nouă din Săgetător te ajută să te înțelegi mai bine la nivel emoțional, punând accentul pe siguranță și stabilitate emoțională. Jupiter își rea mersul direct în Pești, în sectorul parteneriatelor tale, ajutându-te să te conectezi mai profund la cel de lângă tine, împărtășind din sentimentele și nevoile tale. În weekend poți avea parte de o întâlnire romantică și pasională. Fă-ți agenda astfel încât să nu ratezi ocazia. Balanță. Starea de nemulțumire resimțită la începutul săptămânii vis-a-vis de lipsa timpului alocat relației de cuplu se va diminua pe măsură ce cauți soluții alternative. Luna nouă din Săgetător te stimulează fizic și intelectual, deschizându-ți noi oportunități de relaționare cu oameni interesanți cu care împărtășești aceeași viziune. Poți flirta mai ușor, îți poți face un cont pe un site de dating sau poți cunoaște pe cineva într-o călătorie. Scorpion. Chiar dacă anumite lucruri te pot deranja și chiar sensibiliza mai ușor în interacțiunea cu partenerul la început de săptămână, luna nouă din Săgetător îți schimbă perspectivele. Vei căuta să-ți expansionezi area de căutare, devenind mai îndrăzneț și mai dornic de a investi într-o relație care să te incite, ceea ce poate atrage în viața ta persoane noi și interesante. Stima ta de sine este în creștere, iar nevoia de intimitate și apropiere sunt amplificate. Săgetător. În ciuda introspecției și a analizelor din ultima perioadă, a venit momentul să ieși din zona de umbră și să te bucuri de tine. Tu ești principala ta resursă, explorează și caută să vezi cine ești și ce te împlinește. Dacă ești atras de o anumită persoană, vei fi mult mai îndrăzneț și mai asertiv în abordare și nu va conta atât de mult răspunsul celuilalt, cât faptul că ți-ai declarat intențiile. Este un moment de reînnoire și reafirmare. Capricorn. Chestiuni imprevizibile care apar în prima parte a săptămânii într-o relație de iubire te determină să te îndoiești de reciprocitatea unor sentimente sau de angajamentul celuilalt. Vei tinde să te retragi un pic pentru a analiza lucrurile în profunzime. O parte mai ascunsă din tine este scoasă la suprafață de luna nouă din Săgetător, care te îndeamnă să pătrunzi adânc în interiorul tău pentru a explora dorințele și nevoile tale profunde, mai mult sau mai puțin conștientizate.
Chiar dacă la nivel general traversezi o perioadă de redefinire a unor dorințe sau comportamente vis-a-vis de o relație de iubire, această perioadă poate să fie prielnică pentru a explora și a te bucura de mai multă libertate. Nu sunt excluse micile divergențe într-o relație, însă poți fi destul de flexibil în abordarea lor. Pe de altă parte, poate cineva din cercul de prieteni își manifestă interesul față de tine, însă rămâne de văzut dacă interesul este unul reciproc. Pești. Reacția sau atitudinea celuilalt te poate lua prin surprindere, într-un mod mai puțin plăcut, însă nu te lăsa demoralizat sau descurajat. Ești în centrul atenției, iar toată lumea gravitează în jurul tău. Clarifică-ți intențiile și mergi la țintă cu ceea ce-ți place. În weekend, profită de timpul liber pentru a-l petrece în compania unui prieten special. Iar dacă simți ceva mai mult față de această persoană, nu ezita să-ți declari intențiile. Aceasta a fost prognoza acestei săptămâni. Să fie o săptămână minunată! La revedere!